În acest moment, premierul Ludovic Orban face declarații, îl ascultăm. Deosebită față de temeritatea, spiritul de sacrificiu, precizia, înalta pregătire și rolul determinant pe care îl joacă aviația, atât aviația militară, cât și aviația Ministerului Afacerilor Interne și aviația civilă în apărarea României și în dezvoltarea economică a României. La mulți ani, dragi aviatori, și cer senin. În vedere numărul infectărilor, domnule prim-ministru, ne-am putea întoarce la o stare de urgență în luna august? Mi s-a mai pus întrebarea asta de foarte multe ori. Obiectivul nostru este acela de a utiliza de toate pârghiile instituționale pe care le avem la dispoziție pentru a stăpâni, pentru a ține sub control epidemia și pentru a reduce numărul infectărilor. Imediat ce intră în vigoare legea, vom stabili toate măsurile și toate acțiunile necesare care sunt permise de noua lege, astfel încât să luptăm eficient pentru apărarea sănătății și vieții românilor. Nu ne dorim să impunem nicio nouă restricție suplimentară, nu ne dorim să mai luăm măsuri care să aibă efect negativ asupra economiei. Transmitem același mesaj către oameni: respectați regulile, respectați măsurile de protecție sanitară care sunt simple și care au cel mai mare efect în stabilirea epidemiei. O problemă realizată pentru CNUSEU arată că în septembrie, dacă se continuă cu nerespectarea măsurilor, ca acum vom avea 1 milion de cazuri. Este posibil așa ceva? Sunt mai multe prognoze care au fost făcute încă de la începutul epidemiei. Mi-aduc aminte de prognoze extrem de pesimiste privind România, care dădeau niște cifre pentru aprilie-mai, care nu s-au confirmat. În ce ne privește, pe noi ne facem datoria. Toate instituțiile, autoritățile, toate structurile aflate în coordonarea guvernului și specialiștii care se luptă în prima linie își fac datoria și iau toate măsurile care sunt posibile legal. Luați-mi în ceea ce privește aceste măsuri, cred că ați constatat o intensificare a prezenței pe teren a tuturor echipelor de control din cadrul tuturor instituțiilor care au atribuții de control. De asemenea, derulăm campanie de comunicare pentru a convinge românii să respecte regulile. Am avut nenumărate discuții cu reprezentanții instituțiilor din zona publică și din zona privată pentru a solicita participarea conducătorilor de companii, de instituții, indiferent că e vorba de biserică sau de alte instituții, pentru a promova respectarea regulilor și pentru a se asigura că se respectă regulile, fie în companii, fie în transportul public, fie în spațiile comerciale, fie la oficierea slujbelor în biserică, cu orice ocazie în care există o interacțiune umană. Astea sunt mesajele care le dăm în mod constant. Dacă suntem responsabili, dacă avem grijă să ne protejăm sănătatea, vom reuși să ținem în frâu această epidemie și această epidemie nu va avea efecte negative asupra vieții noastre de zi cu zi. Este posibil să purtăm mască, mai simplu să păstrăm distanța fizică, mai simplu să respectăm regulile de igienă, decât să ajungem în situații pe care nu ni le dorim. Schimbăm registrul, ați luat o decizie în privința locațiilor, le veți dubla așa cum cere legea? Suntem la ziua aviației. L-am ascultat, domnilor și domnilor, pe premierul Ludovic Orban, care a anunțat controle intensificate în următoarea perioadă și a spus că nu ne dorim măsuri restrictive noi.